Raja închide robinetele la Ovidiu, compania de apă va asista furnizarea miercuri aceasta în intervalul orar 00:20. Motivul îl reprezintă executarea lucrărilor de conectare a unor noi conducte de alimentare la sistemul centralizat de distribuție. Vor fi afectați de lipsa apei mai mulți agenți economici, printre care Distrigaz, stația de betoane, zona Port Ovidiu, dar și cei situați în zona industrială de la ieșire din orașul Ovidiu spre localitatea Lumina. Raja amintește consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt efectuate în beneficiul lor pe termen lung. Prin implementarea acestora, mai spune Raja, se realizează îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor. Lista completă a celor afectați de lucrarea Raja o găsiți pe site-ul nostru, www.tv.ro.